بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام. Fraților, vorbim despre adab, comportament. Și vreau să vorbim despre femei, despre bărbați. Vreau să vorbesc în episodul ăsta despre femei și bărbați, despre bărbații adevărați și femeile adevărate. Vedem că în ziua de astăzi, cu hipersexualizarea, pop culture, Hollywood culture, toate astea, social media, de fapt acum nu mai înțelegem ce înseamnă să fie un bărbat adevărat și o femeie adevărată. Bărbații trebuie să fie un pic mai sensibili, femeile se plâng că bărbații nu sunt destul de sensibili, bărbații se plâng că femeile nu sunt destul de sensibile și feminine. Adică este o, suntem într-o cultură foarte confusă. Ok? Din păcate, sexualitatea și plasticitatea acestei sexualități s-a schimbat așa de mult. Și oamenii sunt confuși. Sunt cât mai mulți bărbați atrași de bărbați, cât mai multe femei atrași de femei. Și oamenii sunt confuși, okay? Și avem o problemă. Pentru că ce înseamnă să fii un bărbat adevărat din partea sunei profesor Selen? Cum am spus, comportamentul trebuie să fie frumos, politicos, să fii cavaler. Dar să fii sensitiv la femeie este ok, e important să fii romantic, important. Profesorul Asem a fost romantic cu Aisha radiallahu anha, Khadija și așa. Dar trebuie să fii bărbat. În ziua astăzi vedem că bărbații nu mai sunt bărbați. Acum că a mai revenit un pic moda Barbie, dar nu este mai mult ca modă. Nu este un simbol al masculinității. Dar este diferență mare între să fii bărbat și să fii un mascul adevărat. Să fii mascul adevărat, bărbat ca lumea, trebuie să fii, un om voinic, să fii un om curajos, cum te comporți, să ai încredere în tine, masculinitatea ta trebuie să fie reflectată și acest lucru atrage femeile. Bine, aici nu vorbim despre haram, vorbim despre nevasta ta, dar dacă nu ai aceste, nu exemplifici aceste caracteristici, femeia nu va fi atrasă, femeia va fi confusă. Și bărbatul trebuie să fie cel care protejează familia, cel care are grijă de familie, cel care face deciziile, cel care de fapt este responsabil să spună că așa sau așa. Și este o responsabilitate, nu că eu sunt bărbat și eu fac ce vreau. Nu, responsabilitate de Allah subhanahu wa ta'ala să faci lucru categoric, adevărat și bun, să-ți protejezi familia, să-i spui la nevastă asta este greșit, asta este bine, să ai grijă de copiii tăi. Să-i educi, să chiar să-i pedepsești când fac ceva greșit, să-l arăți că asta este legea și asta este, de fapt, sunt granițele care sunt puse de Allah subhanahu wa ta'ala. Este o responsabilitate foarte mare care te poate duce ca pe tine ca bărbat în paradis sau în iad. Și trebuie să ai grijă de aceste lucruri. Tu ești responsabil, dar comportamentul tău, cum te comporți, cum vorbești, nu mai avem eroi, nu mai avem bărbați care sunt curajoși, voinici. Adică de fapt în ziua de astăzi, să scuzați, sunt pisicuțe. Unii bărbați sunt pisicuțe. Chiar corpurile lor, dieta, cum se comportă, adică arată ca niște pisicuțe foarte, foarte supărat când văd acest lucru. Că nu mai există masculinitate adevărată, nu mai există bărbăția adevărată. Și din pricina acestea oamenii sunt confuși. Și bărbații cu bărbații, femeile cu femeile. Bineînțeles, media care o vedem și lucrurile care ne uităm în ziua de astăzi cu filmele și chestia asta de ne-brainwash. Femeile sunt făcute să creadă că trebuie, au nevoie de sensibilitate mai mare. Și acest lucru le duce în calea greșită. Și bărbații ei, iar la fel cât au nevoie de sensibilitate. Toată lumea vrea sensibilitate. Femeile vor sensibilitate, bărbații vor sensibilitate și femeile merg cu femeile și bărbații acum merg cu cine? Cu bărbați care sunt sensibili. Din păcate, acest lucru nu este corect și nu este parte din sunna profetului, nu este parte din viața adevărată. Bun, asta la capitolul bărbaților. La femei, ziua de astăzi femeile n-au grijă de ele. Femeile nu știu să aibă sexualitatea asta care este atractivă pentru bărbați, să se îmbrace ca lumea, bineînțeles, în casă, pentru ei, pentru bărbații lor, să fie o femeie atractivă, să fie o femeie care de fapt
încearcă să-l seducă pe bărbat, bărbatul ei, vorbim aici de halal, să nu credeți că vorbim despre ce vedem aici afară, să meargă afară și să facă haram, nu. Vorbim despre relația între o femeie și un bărbat prin căsătorie, prin șeria, prin adevăr. Femeia asta îmi zice, ok, sunt căsătorită, nu trebuie să am grijă, las părul să crească pe corp, nu mă depilez, nu miros frumos când vine bărbatul acasă, așa, arăt ori, sunt pijamale, sunt chestii, nu m-am spălat, nu mi-am făcut machiaj, nu mi-am făcut părul. Acest lucru este categoric destructiv. După aceea se întreabă femeia de ce bărbații merg afară și se uită după altceva sau se căsătoresc din nou. Pentru că asta este, dacă o femeie nu știe să se comporte ca lumea, să aibă așa sex simbol, să-l atragă pe bărbat, să fie ca o pisicuță în casă de fapt, ca să-l atragă pe bărbat, atunci aceste lucruri vor fi problematice și bărbatul nu va fi atras, nu va fi interesat de aceste lucruri. Și bineînțeles, relația sexuală nu va fi bună între ei, pentru că nu este atracție, nu este stimulare. Ok, femeia trebuie să aibă grijă, trebuie să fie sexy, trebuie să se îmbrace frumos, trebuie să îl atragă pe bărbat, trebuie să gătească pentru el, să facă unele lucruri pentru care îl atrag pe bărbat, îl face să o respecte și să o iubească mai mult, pentru că vede, nu pentru că aceste lucruri atrag respectul, dar pentru că vede că această femeie își dă silința și vrea ca acest bărbat să fie satisfăcut. Înțelegi? În ziua de astăzi, femeile nu mai vor să gătească, hai să ordinăm pizza, nu mai vor să facă curățenie în casă. Zice, păi și bărbatul poate să facă, păi profesorul să-mi făcea, păi da, profesorul să-mi făcea. Și bărbații ar trebui să ajute, dar femeia trebuie să-și dea seama că acesta este cel mai frumos lucru pe care ea poate să facă, să fie o femeie frumoasă în casă, să aibă grijă de casă, să aibă grijă de copii. Acest lucru a fost distrus în familie din ziua de astăzi, pentru că femeia vrea să fie ca bărbatul, ea vrea să meargă afară, să se distreze, vrea să fie par cu par cu bărbatul, să facă ce face bărbatul și nu mai are grijă de copii. Și copiii au razna, și familia are razna, și societatea are razna. Dacă o femeie are această responsabilitate, își dă seama că ea face, de fapt, crește, educă aceste suflete care vor fi viitorul acestei națiuni, acestei religii. Acest lucru este cel mai frumos. Eu zic că este cel mai atractiv pentru bărbat când femeia face acest lucru. Sadly, cum spunem, din păcate, în ziua de astăzi, femeia nici nu mai vrea să aibă copii. Spune că e prea mult stres, ea vrea să meargă afară, să aibă un job, career, să facă, deci să fie ca bărbatul. Acest lucru este total greșit în mentalitatea, gândirea. Are voie femeia să lucrează, nu spune Islamul că e haram. Are voie femeia să facă, dacă este deșteaptă, să facă chestii, să lucreze, să aibă, are, dar unde? Care este, societate, cum este, ce fel de lucru cu bărbații stă, te distrează, vorbește cu un non-mahram care nu sunt din familia ei, acest lucru nu este voie. Acest lucru nu este bine, că duce la probleme. Dar da, are voie să lucreze. Dacă este environmentul, cum spunem, sau mediul bun, atunci are voie. Are voie la o școală, la o grădiniță, la care business-ul ei, propriu, de acasă, online. Chestiile astea sunt ok. La femei undeva, unde este, de exemplu, mediul numai pentru femei, da, este voie, că o femeie, nu stă femeia numai ca într-o cușcă, nu. Auzi, Bila, acest lucru nu este corect. Dar trebuie să fie mediul ca lumea. Dar din nou, cum am spus, cel mai important lucru, prioritatea este pentru ea casa, satisfacerea soțului. Pentru că profesorul a spus că femeia care satisface soțul, ascultă de Allah și ascultă de soții, alege dintre porțile, 8 porți care sunt pentru paradis. Alege ea care vrea să intre. Băieții, bărbații, mai greu. Uite ce ușor e pentru femeie să intre în paradis. Ascultă de Allah. Fardu, cele 5 rugăciuni, Fajj, Zaka, Siam, astea, la ele, la Muhammad Rasulullah, atâta, nu mai mult. Și ascultă de soțul tău și vei intra în paradis din orice ușă vrei. 8 uși, tu alegi una, două, trei, care vrei. Și intri prin aia. Deci trebuie să gândească în ea. Ultimul ceva să spun la bărbați, bărbaților. Nu este fair să spune numai că, ok, femeia trebuie să fie frumoasă, femeia trebuie să facă asta și noi să nu facem nimic. Noi să fim pierd de vară, noi să ne arătăm bine, grași,
adică femeia să fie model, fotomodel perfect și bărbatul așa miroase rău, are burtă, n-are grijă de el, fumează, el crede că e foarte dar de la Dumnezeu la această femeie. Această mentalitate este greșită în foarte, foarte mulți bărbați, din păcate, nu au grijă de corpul lor, nu au grijă de amant și femeia suferă. Femeia, de fapt, vine să vomite, să se culce cu acest bărbat, dar o face numai din pricina că e familie și că e soțul ei, dar suferă toată viața și bărbatul el crede că e foarte bun și foarte șmecher. Foarte greșit. Foarte greșit. Ibn Abbas radiallahu anhu a spus că îmi place, el spune, îmi place mie ca să arăt bine pentru nevastă mea, ca și cum îmi place ca nevastă mea să arate bine pentru mine. Țineți minte acest, cum se zice, golden rule, golden statement, această zicală de aur. Îmi place să arăt bine pentru nevastă mea, ca și cum îmi place ca ea să arate bine pentru mine. Deci vă rog, fraților, sorilor, ascultați această lectură din nou și din nou, gândiți-vă cum vă comportați și încercați să schimbați comportamentul, caracterul acesta, pentru că adab este foarte important în islam. Jazakallahu khair, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.